Dragi miri, stimați nuntași, iubită Biserica Domnului Iisus, în această frumoasă zi de sărbătoare, suntem bucuroși în prezența lui Dumnezeu și în prezența Evangheliei sale, să ne gândim la frumusețea vieții pe care Dumnezeu a așezat-o în om, la evenimentele majore care încununează existența umană, care aduc dulceață și frumusețe, care aduc idealuri și perspective, care aduc opțiuni și viitor. Dumnezeu a organizat viața pe pământ cu foarte multe momente frumoase și acesta este unul dintre ele. Suntem la nunta lui Cristi și Andreea, însoțim părinții și prietenii cu dragostea noastră și suntem alături de voi astăzi, Cristi și Andreea, să vă spunem că visul vostru astăzi se împlinește. Sunteți în ziua în care visul vostru se realizează și ați venit înaintea lui Dumnezeu ca să primiți binecuvântarea pentru drumul pe care vreți să-l faceți împreună, un drum care o să țină o viață întreagă. Cu prilejul acesta sunt cântece de bucurie, se fac rugăciuni, se citește din Biblie și se obișnuiește să se spună un cuvânt de predică care însumează aplicații practice pentru viața de familie, valabil în mod special pentru voi. Și chiar dacă astăzi nu aveți disponibilitatea intelectuală să vă gândiți foarte mult la mesajul acesta, prin intermediul tehnicii video, voi mai târziu, când veți avea liniște și tihnă, vă veți concentra asupra acestor gânduri, ce vor face mai mult sens atunci decât acum pentru voi. Noi toți cei care am trecut vreodată pe aici, sau care vom trece în viitor prin Harul lui Dumnezeu, ne vom aduce aminte de legământul pe care l-am făcut cu partenerul nostru de viață și înainte să rostesc cu modestie predica acestei dimineți, frați și surori, dragi prieteni, aș vrea să vă aduc aminte încă o dată de riscul pe care și-l asumă bisericile evanghelice la evenimentele de nuntă. Noi avem foarte mulți tineri și aproape în fiecare duminică, cu excepția duminicii cinei Domnului, avem un eveniment de nuntă. De fiecare dată la nuntă se rostește o predică în legătură cu viața de familie. Și pentru că evenimentele acestea sunt atât de dese și pentru că predicile despre nuntă, despre viața de familie, sunt atât de multe, am auzit atâtea sfaturi încât niciunul dintre noi nu are timp să le împlinească. De aceea intervine o așa zisă surzenie psihică, ascultăm, însă ne pregătim mintea să ascultăm fără să reținem și mai ales fără să ne aducem aminte mâine de învățăturile pe care le-am auzit astăzi. Așa se face că ascultăm predici care de care mai sclipitoare, sfaturi care de care mai bune, care ar îmbunătăți în mod substanțial viața noastră de familie, dar pentru că noi nu ne pregătim mintea să împlinim în mod practic învățăturile acestea, ne clătim doar mintea cu ele și le lăsăm aici, plecând în biserică la fel cum am venit. Stimați prieteni, permiteți-mi cu respect în această dimineață să vă atrag atenția și să vă aduc aminte de faptul că alături de ei, alături de mine, suntem bărbați și femei care avem responsabilitatea vieții de familie în calitate de tată, de mamă, de soț sau de soție, părinte sau copil, și această responsabilitate ne obligă la un anumit mod de viață. Un mod de viață pentru care trebuie să ne pregătim cu multă responsabilitate și oricât de pregătiți am fi, niciodată nu suntem suficienți de pregătiți. Eu nu subapreciez competența dumneavoastră ca și soț, soție, ci vreau numai cu respect și cu dragoste să vă aduc aminte că sunt în viața noastră aspecte ale vieții de familie unde se manifestă slăbiciuni și partenerul de viață așteaptă și se roagă de ani de zile ca aceste slăbiciuni să ia sfârșit. Probabil că în dimineața aceasta Dumnezeu se va adresa conștiinței mele în legătură cu o slăbiciune care se manifestă de mulți ani în relația cu soția mea, o slăbiciune care o deranjează, care îi fură bucuria și liniștea, care o face să se simtă un servitor al meu, nu un tovarăș, un partener al meu. Și căsnicia pentru ea este nu numai un loc de fericire, ci este și un loc unde poartă o cruce inutilă, din care nici eu, nici ea nu câștigă nimic. Vreau în dimineața aceasta să te invit cu toată dragostea, indiferent de vârsta căsătoriei pe care o ai, să ai puterea, să înțelegi că ești doar un om, să te oprești și să mai treci încă o dată prin jurămintele rostite până astăzi,
prin promisiunile făcute până în această clipă, dar și prin împlinirea unora dintre ele și neîmplinirea altora. Cuvântul Domnului pe care l-am pregătit în această dimineață pentru voi, Cristi și Andreea, el este în mod special pentru voi, pentru nunta voastră, pentru viața voastră de căsnicie, dar în mod indirect este pentru fiecare dintre noi care avem bunăvoința să ascultăm cuvântul Domnului. L-am numit drumul vieții în doi. Drumul vieții în doi. Și am ales ca predica aceasta să fie o predică biografică care prezintă familia lui Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, și a frumoasei sale soții, Sara. Acest cuplu care a trecut prin crize foarte mari, care a călătorit prin mai multe țări, care au îndurat mai multe momente dificile, despărțirea de părinți, de rude, de prieteni, de locul natal, care au trăit într-o emigrație egipteană, mesopotamiană, și până la urmă în viața lor de nomazi, în corturi, din loc în loc, au făcut față dificultăților vieții împreună, alături de mulțimea de robi și de animale care îi urmau. Vreau în dimineața aceasta, Cristi și Andreea, făcând o aplicație practică a modului de viață de atunci, la modul de viață contemporan pe care îl trăim noi astăzi, să desprindem informații biblice, învățături biblice, care să corecteze viața noastră de familie, și să fie indicatoare suficient de clare pe drumul vieții pe care voi astăzi apucați. Voi începeți astăzi o călătorie. Harta pe care o folosiți pentru călătoria aceasta este Biblia. În călătoria aceasta nu ați mai fost niciodată, v-au povestit doar alții cum este. Însă drumul acesta poate să aibă indicatoare clare pentru voi ca să vă ducă la țintă, sau poate să fie lipsit de orice marcaj și indicator și să călătoriți în confuzie, în ceață și în neștiință, să vă rătăciți și să n-aveți niciun pic de liniște și de confort spiritual. Căsnicia voastră să fie un stres și un disconfort permanent. Cartea aceasta este harta pe care Dumnezeu vrea să vă dea acum, să o folosiți pentru drumul vostru în doi. Pentru că voi, unindu-vă astăzi, îmbrăcați frumos, însoțiți de rude și de prieteni, nu porniți spre nicăieri, ci porniți spre undeva. Voi nu mergeți spre nicăieri, voi mergeți spre undeva, voi mergeți spre cer, spre Dumnezeu, spre unirea și fericirea voastră a căsniciei voastre. De aceea vă invit, scumpii mei, să vă concentrați, chiar dacă sunteți obosiți și stresați, pentru că este ziua nunții voastre. Și nu veți mai fi niciodată îmbrăcați așa. De fiecare dată la nuntă întâlnesc pe hol foste mirese și foști miri. Mă uit la ei și zâmbindu-le le spun, parcă ești îmbrăcat puțin diferit de duminica trecută când a fost nunta ta. Asta o să vă spun și vouă duminicile următoare. Dar astăzi este nunta voastră și vă rog să vă deschideți sufletul și ceea ce Dumnezeu vrea să vă spună, să-l păstrați în memorie pentru căsnicia voastră. În cartea creației, în cartea Genesa, întâlnim un Dumnezeu care creează, care zămislește o lume numită Planeta Pământ, și de 5 ori acest Dumnezeu capabil, la modul absolut și infinit, se uită la creația făcută și spune, totul este foarte bun. De 5 ori Dumnezeu analizează, califică și evaluează și spune, totul este foarte bine. În capitolul 2, versetul 18, Dumnezeu are totuși o precizare, un reproș și spune, există totuși un lucru care nu-i foarte bun, Cristi este singur, Adam este singur. Și atunci Dumnezeu termină ceea ce a început și pentru bărbatul singur înconjurat de animale face o femeie frumoasă pe care i-o prezintă cu satisfacție. Avram o privește, realizează că este ceea ce căuta și spune celebra propoziție consemnată pe paginile Bibliei. În sfârșit. Și de atunci, drumul lor în doi. Un lucru foarte bun făcut de Dumnezeu a ajuns de-a lungul timpurilor să fie exclus din grădină, din prezența Domnului, și să ajungă un faliment social. Astăzi familia este unul
dintre falimentele lucrurilor făcute de Dumnezeu. Divorț, avort, crimă, conflict, neînțelegere, subordonare primitivă, dominare agresivă, lipsă de fericire, vise frânte și niciodată împlinite și probabil jumătate din căsniciile care se realizează se despart și dacă se realizează la biserică, se despart la tribunal. Acesta este unul din planul lui Dumnezeu în care diavolul lovește astăzi cu toată tăria lui, familia. Privind la modelul acesta al uneia dintre primele familii, Avraam și Sara, vreau să observăm că nu putem vorbi despre lucruri sfinte din Biblie către oameni nesfinți. Aceasta este prima subliniere pe care vreau să o fac. Degeaba se ridică pastorul bine pregătit cu predica din Biblie să o adreseze unor oameni care gândesc firește, nu duhovnicește. Pentru că impactul predicii lui nu va avea niciun răsunet în mintea ascultătorilor, care în loc să gândească duhovniceste, gândesc firește. Stimați ascultători, frați și surori, dragi oaspeți, care ați decis din anumite considerente, motive, în această dimineață să fiți la Betania, vreau să vă spun următorul lucru. Predica mea nu o să atingă astăzi pe nimeni, dacă acel nimeni nu este pregătit cu o minte duhovnicească să înțeleagă că îi vorbește Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să-l spun, Cristi și Andreea, stimați frați și surori, este faptul că atunci când voi doi vă căsătoriți, destinul și controlul vieții fiecăruia dintre voi îl împărțiți cu celălalt. Cristi, până la vremea aceasta s-a dezvoltat personalitatea ta de bărbat și în momentul în care a ieșit de sub incidența vârstei de 5, 6, 7, 10, 12 ani, a început să se formeze caracterul și personalitatea ta de bărbat și a început să devii independent de părinți, independent de mediul înconjurător, a început să ai încredere în tine și să depinzi doar de tine. Până la vremea aceasta, iulie 11, 2004, tu ai avut control asupra vieții tale. Ai făcut ce ai vrut cu viața ta. Vreau să-ți spun, astăzi lucrurile se vor schimba într-o manieră fundamentală în viața ta. Controlul asupra vieții tale îl vei împărți cu Andreea. Și jumătate din controlul pe care tu l-ai avut asupra ta îl vei da ei. Și o altă persoană tu vei semna astăzi în fața lui Dumnezeu. O altă persoană va avea dreptul să decidă alături de tine pentru tine și pentru viitorul tău. Va decide în lucrurile cele mai mari ale existenței tale și în lucrurile cele mai mici. Pentru cele mai mici lucruri și pentru cele mai mari lucruri din viața ta, va trebui să mai consulți încă o persoană pe care n-ai consultat-o până acum. Ai făcut ce ai vrut cu tine, Cristi. Și dintr-o dată ți-ai ales, dintre toate fetele, una. Și controlul vieții tale, pe jumătate, îl oferi ei. Și de astăzi înainte, tu trebuie să ții cont de ce spune fata aceasta. Dacă le vei neglija pe toate femeile de pe Terra, pe această femeie de astăzi înainte, nu-ți vei mai putea permite să o neglijezi niciodată. Ea va face parte din viața ta. Ea va face parte din deciziile tale. Ea va face parte din cele mai mici și cele mai mari planuri ale vieții tale. Andreea, tot ce am spus este valabil și pentru tine. Vreau să știi, indiferent dacă ești educată în România sau în America, indiferent de condițiile sociale care au pietrificat personalitatea ta, de astăzi înainte, tu nu mai decizi singură ce să faci cu tine și cu timpul tău. Tu nu-ți mai administrezi singură privilegiile vieții, ci acestui bărbat pe care îl ții de mână, îi vei da dreptul să hotărască jumătate de măsură în dreptul tău. Aceasta va fi foarte greu pentru voi amândoi. Ați fost obișnuiți să faceți ce vreți. De astăzi înainte, trebuie să împărțiți decizia de a face ce vrei cu celălalt. Acesta este primul lucru pe care vreau să vi-l spun. Voi sunteți doi oameni diferiți. Cristi, cultura românească,
în care tu ai fost educat este relativ diferită de cultura în care Andreea în ultimii ani a trăit și și-a pus amprenta pe caracterul ei, pe prioritățile și valorile ei. Astăzi, voi veți intra într-o casă și veți rămâne până în ultima clipă a vieții voastre împreună, dar ceea ce voi doriți de la fiecare clipă câteodată va fi diferit. Ceea ce voi doriți de la fiecare cent pe care îl aveți, felul în care trebuie să-l cheltuiți și să-l investiți, va fi diferit. Felul în care veți vrea să vă organizați timpul, relațiile și banii va fi relativ diferit. De aceea voi doi vă veți trezi într-un potențial conflict. Însă să nu uiți niciodată, Cristi, că ea are jumătate din acțiuni în viața ta. Și tu ai jumătate din acțiuni în viața ei. Deveniți coproprietari unul asupra celuilalt. Nu mai puteți face ce vreți. Tu de astăzi înainte, Cristi, nu mai poți să faci ce vrei. Și nici tu, Andreea. Frați și surori care au trecut ani sau poate zeci de ani peste căsnicia noastră, care ne-am format un mod de viață în doi, cât de dependenți suntem noi astăzi de partenerul de viață? Sau cât de independenți? Nici o persoană căsătorită nu mai poate face ce vrea, ci ceea ce vrea trebuie să corespundă și cu ceea ce vrea partenerul lui. Pentru că această căsătorie este o înțelegere, este un contract între două persoane care își asumă responsabilitatea să țină unul cont de celălalt, cu respect, cu demnitate și cu discernământ. Și lucrul acesta nu este ușor niciodată. Pentru că deseori trebuie să renunți la ce-mi place mie în favoarea persoanei căreia i-a înjurat iubire veșnică. Trebuie să mă neglijez pe mine și să mă fac puțin important timp în care mă concentrez asupra ei și pe ea o văd mai importantă decât mine. Din punctul acesta de vedere, căsnicia este un sacrificiu, este un act de dedicare conștientă, personală și voluntară, la care fiecare bărbat și femeie care se căsătoresc își asumă responsabilitatea să ia parte. Observați că Avram și Sara locuiau în Ur, în Haldea, încă din copilărie. Arheologia și istoria spun că Ur a fost un oraș foarte modern. S-au descoperit biblioteci, asta înseamnă că la vremea aceea se scria și se citea, case cu etaj. Și tehnologia vremii a fost foarte avansată, comparativ cu părerea noastră despre primitivismul acelor vremuri. Dumnezeu vine la acest bărbat Avram și îl invită să iasă din această civilizație modernă și să plece în necunoscut. El își ia soția, îl ia pe tata, pe fratele lui și pe cumnata lui și pleacă. O decizie grea. Dumnezeu n-a vorbit cu Sara, a vorbit cu Avram. În momentul în care a plecat, Avram l-a ascultat pe Dumnezeu, dar Sara l-a ascultat pe Avram. Andreea, să nu uiți lucrul acesta. În momentul în care Avram a plecat, a plecat pentru că l-a ascultat pe Dumnezeu. Dar în momentul în care Sara a plecat cu Avram, ea a plecat că l-a ascultat pe Avram. Dumnezeu a creat universul acesta și astăzi îl conduce prin structurile de autoritate pe care le-a lăsat în universul acesta. Și structurile acestea de autoritate sunt guvernul în plan social, liderii politici, liderii religioși în plan religios, liderii intelectuali în plan intelectual, liderii profesionali în plan profesional, tata și mama în familie pentru copii. Acestea sunt structurile de autoritate pe care le-a lăsat Dumnezeu și pe care astăzi oamenii ar trebui să le respecte, nu să le disprețuiască. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul Fiul, bărbatul, femeia și copiii, niciun modernism și niciun pragmatism, inclusiv cel american, nu au dreptul și libertatea să strice această structură de autoritate divină. Și orice societate și orice persoană va trebui să dea socoteală stăpânului în ziua aceea, care și-au permis să uzurpeze structura de autoritate fixată de Dumnezeu pentru veșnicie. Stimat bărbat, frați și surori care sunteți în această dimineață aici, noi trăim într-o societate care permanent ne spune că suntem independenți și că facem ce vrem cu noi. Însă atunci când venim la biserică, ne jucăm rolul că facem ce vrea Dumnezeu cu noi. Într-o clipă de sinceritate ca aceasta, ar trebui să hotărâm până la urmă ce facem, ce vrem noi sau ce vrea El.
Nu putem juca la nesfârșit rolul acesta, ci trebuie să ne hotărâm pentru că ni se expiră timpul și urmează pauza veșnică numită eternitatea. Și până atunci noi trebuie să dovedim cu viața în mod practic ce facem cu noi, ce vrea El sau ce vrem noi. El vrea să ne implicăm în aceste structuri de autoritate. Tatăl, fiul, soțul, soția și copiii. Ești sigur că știi asta, Cristi? Ești sigur că știi asta, Andreea? Acest lucru este foarte important pentru voi. Acesta este un indicator. Acesta va reglementa relația dintre voi. Aceasta va crea unitate, înțelegere și respect. Acesta nu este cultură românească sau americană. Este cultură divină. Și voi sunteți copiii lui Dumnezeu născuți din nou. Când vă căsătoriți, deveniți coproprietari asupra vieții unul celuilalt, asupra deciziilor și asupra hotărârilor pe care le luați. Observați că în momentul în care Avraam și Sara pleacă, dintr-o dată se manifestă în mod specific două elemente. Primul, autoritatea lui Avraam de om al lui Dumnezeu și ascultarea Sarei față de acest om pe care îl respecta. Cum credeți că a lăsat Avraam o societate prosperă, un loc unde a copilărit și de care era emoțional legat? Cum credeți că a lăsat locul natal bogat și n-a plecat dintr-o țară săracă într-una bogată, ci invers? De ce a plecat? Pentru că el, în calitate de om al lui Dumnezeu, a avut încredere în Dumnezeul care i-a vorbit. Cum credeți că a avut soția lui putere să lase confortul orașului Ur și să plece în cort, în pustiu, asumându-și riscul sălbăticiei, al lipsei de confort, al lipsei de prieteni? Femeia este o ființă mai sensibilă, are nevoie de mai mult confort decât bărbatul. Și totuși, ea și-a asumat responsabilitatea să-și urmeze prin nisip și prin soare, fără sfârșit, soțul. De ce? Pentru că ea a avut încredere în decizia acestui bărbat. Ea l-a văzut pe bărbatul acesta ca pe omul lui Dumnezeu. Felul în care Avraam s-a comportat față de ea în căsnicie a convins-o că e un bărbat care trăiește cu Dumnezeu, care știe ce face, care gândește competent și care trăiește competent. N-a fost un bărbat slab, un bărbat efeminizat care se schimbă de la o zi la alta și spune tot timpul: ei, cum zici tu? A fost un om cu șira spinării, cu coloană vertebrală, cu verticalitate. A fost un om care a luat decizii pentru căsnicia lui. Un om care a știut ce vrea de la viitor. Un om care a avut o viziune clară și a spus Sarei: te rog să mă urmezi pentru că eu știu unde merg. Dumnezeul meu mi-a vorbit și să nu fie frică, eu nu te voi duce la faliment, ci la fericire, la succes. Anii de căsnicie din trecut au convins-o pe Sara că el e un bărbat puternic în care ea poate avea încredere. Nu un om pe care trebuie să-l verifice tot timpul pentru că este incompetent și slab. Sunt bărbați care astăzi vor supunerea soțiilor lor, dar ei manifestă multă incompetență ca și soți. Și femeia privește la insuccesul lui după insucces și la un moment dat nu mai are încredere în el. Nu mai are încredere în alegerile lui pentru că alege prost. Nu are încredere în deciziile lui pentru că mereu decide rău. Nu are încredere în nimic în ce face el pentru că tot ce face este în jos. Cum să ai încredere într-un astfel de om? Când Dumnezeu îi spune femeii să-și urmeze soțul, se referă la un soț care îl urmează pe Iisus? Se referă la un soț care, urmându-l pe Dumnezeu, știe ce face și știe unde merge? Sara a avut încredere în Avraam, pentru că Avraam trăia cu Dumnezeu, se întâlnea cu Dumnezeu și primea sugestii de la Dumnezeu. Avraam nu umbla în ceață, Avraam îl urma pe Domnul. Este ușor să urmezi un bărbat care îl urmează pe Dumnezeu. Este ușor să te supui unui bărbat care îi se supune lui Dumnezeu. Când Biblia spune unui bărbat să-și iubească nevasta, se referă la un anume fel de nevastă. Andreea, la un anume fel de nevastă. Aceasta este familia pe care o găsim în Scriptură, Avraam și Sara. Un bărbat cu autoritate, un om al lui Dumnezeu care avea o relație permanentă și spirituală cu Dumnezeu și o femeie care vede în acest bărbat un om al lui Dumnezeu care îl respectă, în care are încredere și pleacă.
Sara a avut încredere în Avram pentru că Avram a avut încredere în Dumnezeu. Acesta este miezul predicii mele din această dimineață. Sara a avut încredere în Avram pentru că Avram a avut încredere în Dumnezeu. Și Avram a iubit-o pe Sara pentru că Dumnezeu l-a iubit pe el. Aceasta este toată predica mea din dimineața aceasta. Avram a iubit-o pe Sara pentru că pe el l-a iubit Dumnezeu. Și Sara l-a urmat pe Avram și l-a ascultat și l-a respectat pentru că l-a văzut pe Avram urmându-l și respectându-l pe Dumnezeu. Aceasta este ceea ce trebuie să faci tu, Cristi. Să o iubești pe Andreea cum te iubește Iisus pe tine. Nici mai mult, nici mai puțin. Aceasta este responsabilitatea ta fundamentală. Iar a ta, Andreea, este să-L urmezi pe Cristi cum îl urmează El pe Dumnezeu. Asta vă obligă unul față de celălalt și pe amândoi față de Domnul. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că atunci când vă căsătoriți, trebuie să faceți față crizelor care apar. Crizele apar în primul rând de nicăieri, instantaneu. În al doilea rând, alte crize le provoacă oamenii și pe alte crizele le provocați chiar voi. Însă, indiferent cine le provoacă, voi trebuie să faceți față crizelor. Nu trebuie să vă așteptați la o căsnicie fără crize, pentru că ea nu există. Numai în cărți există căsnicie fără criză. Dar, în realitate, orice căsnicie vine de la cuvântul rusesc casnă, casnă. Casnă înseamnă muncă silnică, muncă grea. Asta înseamnă căsnicie, de aici vine, derivă cuvântul căsnicie de la casnă. Ei bine, atunci când te căsătorești, trebuie să faci față crizelor care apar, caznelor care apar. Și caznele sunt de tot felul. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, observăm că călătoria lui Avram și Sara se întrerupe după 900 de kilometri în Haran. Aici Dumnezeu îi vorbește din nou. Avram își lasă familia, o ia doar pe Sara și pleacă pentru încă 600 de kilometri. Observați că se oprește în două locuri și de fiecare dată face un altar. De fiecare dată face un altar. În momentul în care Avram face un altar, se închină lui Dumnezeu. Numai că din momentul acesta apar crizele în viața lui Avram. Avram pleacă și nu știe unde merge. Sara îl urmează. În față stă nisipul, deșertul, fără provizii, fără resurse și credința lui Avram, pentru prima oară, dă semne de oboseală. Și Avram se abate de la traiectoria lui Dumnezeu, se abate prin Egipt, o societate modernă și prosperă a vremurilor acelora, ca să ia ceva de mâncare și să nu moară de foame nisip. Pentru prima oară, comportamentul lui Avram manifestă slăbiciune în încrederea lui față de Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a pus din nou pe drum din Haran pentru următorii 600 de kilometri, să prezintă din nou la el și îi spune: Avrame, vestelele cerului, așa va ajunge sămânța ta. Să știi că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu te temi de nimic, du-te înainte că voi fi cu tine. Și după câțiva kilometri, pentru prima oară Avram se sperie de lipsa de hrană, de lipsa de bandiți, de prezența bandiților, de lipsa de siguranță și se abate prin Egipt. Ajungând în Egipt, însă se confruntă cu a doua criză generată de prima. Îi este frică că oamenii aceia îl vor omorî din pricina soției. Și bărbatul acesta acceptă primul compromis. Să mintă că soția lui îi este soră. Iar Sara, din motive greu de înțeles că Biblia nu explică, acceptă. Imaginați-vă ce responsabilitate și-a asumat Avram. Și a asumat, printre altele, următoarea responsabilitate. Sora lui, fiind necăsătorită, putea orice bărbat să căsătorească cu ea. Îți imaginezi unde a ajuns Avram? Sara, femeie căsătorită, acum era disponibilă pentru orice bărbat, pentru că era necăsătorită, era sora acestui bărbat. Iată unde ajunge omul când nu mai are încredere în Dumnezeu. Cristi, căsnicia voastră va fi presărată cu crize și cele mai grele dintre ele sunt cele pe care vi le faceți singuri în necredința voastră și în lipsa voastră de încredere în Dumnezeu. Să vă încredeți în Domnul, pentru că dacă Domnul a spus așa, așa se va întâmpla. E în stare să vă dea pâine, e în stare să plouă cu pâine ca odinioară în deșert, e în stare să scoată apă din beton ca odinioară în deșert, pentru că El e Domnul. El are resurse nelimitate, legile acțiunii lui Dumnezeu sunt diferite de legile acțiunii noastre.
Disponibilitatea și oportunitățile lui Dumnezeu sunt infinite, nu limitate ca ale noastre. Să vă încredeți în Domnul. Să n-ajungeți niciodată în situația de criză în care a ajuns Avram. Însă ceea ce pentru mine este de neînțeles este faptul că după ce pleacă din Egipt, Avram nu învață lecția și repetă situația de criză și se duce în Gerar. Și aici repetă minciuna și compromisul. Abimelec, împăratul regiunii, o vede pe soția lui, o femeie frumoasă, măcar că avea 65 de ani, și vrea să o introducă în haremul lui, alături de celelalte soții ale lui. Intervine Dumnezeu și din nou îl scape pe Avram ca și prima oară. Dar observați un bărbat credincios cum ajunge într-o criză pe care și-o provoacă singur. Și o femeie care din încredere pentru el și pentru Dumnezeu îl urmează. Este extraordinară această femeie. Biblia nu ne spune că i-a reproșat ceva lui Avram. N-a zis nimic. A făcut întru totul ce i-a cerut acest bărbat. Ea a văzut că soțul ei șchioapătă. A știut că nu-l poate îndrepta. De aceea a început să-i spună lui Dumnezeu să-l îndrepte. Ea n-ar fi avut, potrivit prejudecății vremii, unde femeia era inferioară bărbatului, n-ar fi avut prea multe de spus. Ea a știut asta. Însă observăm că așteaptă în liniște și Dumnezeu îi onorează credința și rugăciunea și o scoate din mâna împăratului Egiptului și o scoate din mâna împăratului Abimelec și o lasă curată și pură, fără să fie rușinată. De ce? Chiar dacă soțul ei a greșit, intervine Dumnezeu, pentru că femeia aceasta a avut încredere că Dumnezeu va repara greșelile soțului ei. Și eu sunt sigur că Dumnezeu, nu pentru Avram, ci pentru Sara, i-a păstrat onoarea nepătrată. O femeie care își ascultă soțul până la capăt. Cum s-ar fi comportat o femeie obișnuită în această situație? Cum s-ar fi comportat un bărbat obișnuit în această situație? Ce scandal ar fi fost acolo? Ce ceartă, ce conflict, ce comitet i-ar fi împăcat, ce pastori i-ar fi chemat la consiliere? Și totuși, nu-i nevoie de nimic din toate acestea. Pentru că Avram merită titlul de tată al credincioșilor, iar Sara de soția lui merită. Observați, vă rog, că al treilea lucru în toată această prezentare care se derulează pe paginile multor, pe paginile Bibliei, pe un număr mare de pagini, al treilea lucru pe care îl observăm este faptul că după ce te-ai căsătorit, trebuie să faci față crizelor care apar. În primul rând, voi deveni coproprietari, în al doilea rând, apar crize orice ați face și în al treilea rând, voi trebuie să le rezolvați și să vă ridicați deasupra lor. Observăm aici că există riscuri în iubirea lui Avram și în supunerea Sarei. Există riscuri mari. La 10 ani după sosirea în Canaan, Sara se obosește să mai aștepte copilul pe care Dumnezeu îl promite și dintr-o dată, cu persuasivitatea unei femei, persuasivitate înseamnă capacitatea ei, prin cuvinte insistente, să-l determine pe soț să o asculte, să facă ce zice ea, îl determină pe Avram să accepte o relație de concubinaj murdară și să aibă o relație cu roaba ei, cu servitoarea ei, cu Agar. Ciudat este că, așa cum Sara de două ori a făcut ce a zis Avram când a pus-o să mintă, de data aceasta Avram face ce zice Sara când aceasta îi spune să intre la servitoarea ei și să aibă o relație cu ea ca să aibă un copil, vrând să-l ajute pe Dumnezeu. Dacă Avram a obosit să mai creadă în Dumnezeu că e în stare să-i dea pâine, Sara obosește să mai creadă în Dumnezeu că o să primească un copil pe care naturală de la Dumnezeu. Și apelează la un mijloc de necredință, oferindu-i soțului ei. Ea îi pune în brațe soțului ei o altă femeie. Ce decizie! Fără nicio explicație! Din clipa aceea, relația ei cu Avram se modifică pentru restul vieții. O femeie care nu mai are putere să aștepte. Dragul meu prieten, poate aștepți vindecare de mult timp și încă n-a venit. Și spui,
L-am chemat și pe fratele Luca și pe fratele Cladovan, l-am chemat și pe Luigi Mițoi, l-am chemat și pe nu știu cine care a fost în vizită, toți mi-au făcut ungerea și nu s-a întâmplat nimic. E, unde-s vremurile de demult? Că atunci se vindecau oamenii mai bine decât astăzi. Ascultă-mă bine ce-ți spun. Poate de multă vreme te rogi să vină Domnul și să te atingă pentru vindecare sau să te atingă persoana din familie pentru care te rogi și încă nu te-a atins. Și la un moment dat obosești să aștepți și începi să cârtești, începi să-ți manifesti nemulțumirea, începi să spui, păi de-aia nu mă vindecă Dumnezeu, că nu-i bun păstorul, că nu-i bun unde lemn, că nu-i bună biserica. Trebuie să dai vina pe cineva, pentru că necredința pe care o ai se manifestă într-un fel. Sara nu mai poate să aștepte. După atâția ani, obosește să aștepte și la un moment dat îl manipulează pe soțul ei, găsește o soluție umană, păcătoasă și aruncă în brațe o altă femeie. În clipa aceea se naște conflictul dintre evrei și arabi, care nu este stins nici astăzi și nu se va stinge niciodată până la revenirea lui Iisus Hristos. În clipa aceea se naște conflictul între arabi și evrei. Nici nu existau atunci arabi și evrei, ca și națiune identificată. Dar în clipa aceea se naște conflictul dintre ei. Și conflictul acesta se derulează de-a lungul istoriei până astăzi și până la revenirea lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că o femeie care a fost importantă așezată pe scena istoriei nu mai poate să aștepte, nu mai are putere să creadă. Obosește să-L aștepte pe Dumnezeu să intervină și spune, las că-L ajut eu puțin pe Dumnezeu. Dumnezeu a uitat de mine. Andreea, vei obosi de multe ori pe drumul acesta și probabil că te vei revolta în inima ta, în fața lui Cristi, în fața lui Dumnezeu, în rugăciunile tale și vei spune, Doamne, am obosit. Mi-ai promis și nu te ții de cuvânt. Ce faci? Mă pui în situația să găsesc eu o soluție, Doamne. Vei fi tentată să faci asta și nu odată să nu o faci. Vei fi tentat nu odată să te abați prin Egipt și prin Gherar, dar să nu te abați. Dumnezeu este în stare să-ți dea pâinea, Cristi. Dumnezeu este în stare să-ți dea un copil, Andreea. Trebuie să aștepți. Trebuie să crezi că Dumnezeu te iubește, iubește căsnicia voastră, iubește drumul vostru și alături de voi pe drum. Chiar dacă câteodată o să vi se pară că sunteți singuri, va fi Dumnezeu, fără să lipsească măcar o singură fracțiune de secundă. Să vă încredeți în El. Să nu faceți greșelile pe care le-au făcut acești doi părinți ai credincioșilor, acești mari oameni ai lui Dumnezeu. Să nu urmați greșelile lor de necredință, de scăpare, de slăbiciune, de manipulare, de a ajuta pe Dumnezeu în neputința Lui, în uitarea Lui. Dumnezeu poate totul și Dumnezeu nu uită niciodată. Să-L lăsați la vremea hotărâtă de El. Evrei capitolul 1, cuvântul Domnului spune așa, la împlinirea vremii, Dumnezeu hotărăște vremea, nu tu, Cristi. Dumnezeu hotărăște vremea, nu tu, Andreea. Pentru nimic din viața voastră nu hotărâți voi, ci Domnul. Să așteptați în tăcere, să vă rugați și apoi să așteptați, că Dumnezeu are suficientă iubire și resurse să intervină în viața voastră. Să nu manifestați necredință, să nu vă manipulați unul pe altul, să nu o luați înaintea lui Dumnezeu, să-L așteptați, pentru că El va veni și când va veni, se va schimba istoria. Avraam și Sara cad fiecare la examenul vieții. Manifestă slăbiciune, o iau înaintea lui Dumnezeu, găsesc soluții umane. De câte ori nu găsim noi soluții umane? De câte ori? De câte ori nu încercăm noi să le avem? De câte ori? Așa de des, vinovat de des. Și ne numim credincioși, penticostali, baptiști, venim la biserică, ne închinăm, dar avem soluții personale pentru problemele noastre. Crezând că Dumnezeu e ocupat, a uitat și lucrează prea încet. Cu astfel de credincioși, Dumnezeu nu va ajunge departe. În mijlocul unei astfel de biserici nu se vor mai repeta atât de des minunile. Nu se vor mai repeta atât de des minunile. Și problema numărul unu este spiritualitatea poporului, spiritualitatea oamenilor. Frați și surori, aceasta este o mare problemă a bisericii contemporane. Observați, vă rog, că din clipa aceea totul se schimbă între Sara și Avram și între Sara și Agar. Agar dintr-o dată se vede superioară Sarei, ea care era slujnică se vede superioară pentru că a născut. La vârsta de 14 ani, când în sfârșit se naște copilul promis,
Ismael o disprețuiește pe Sara și pe copilul care îl naște. Ea nu mai poate să suporte disprețul și umilința. Se îndreaptă spre soțul ei, Avram, și spune: gonește-i de aici că nu-i mai suport. Dar ei erau produsul deciziei ei. Stimate surori, de multe ori aveți cruci grele în familie pentru că vi le-ați făcut singure prin decizii pe care le-ați luat într-un moment de oboseală spirituală. Și imputat soțului să rezolve situația. La fel se întâmplă invers. Soți dragi, de multe ori aveți cruci în viața de căsnicie. Cruci pe care singur le-ați inventat într-un moment de slăbiciune spirituală și mai apoi cereți soției să rezolve problema. Așa a făcut Sara. La vârsta de 14 ani a copilului slujnicei ei, i s-a născut copilul promis și ar fi vrut acum să fie casa liberă, dar ăsta era deja adolescent. Și dintr-o dată destinul unui copil nevinovat este pus în pericol. De ce? Datorită greșelii unei femei care își manipulează soțul să o ia înaintea lui Dumnezeu. Stimate familii creștine, gândiți-vă de 2-3 ori asupra deciziilor pe care le luați, pentru că o cea mai mică decizie pe care o luăm are consecințe eterne, are consecințe momentane, dar are și consecințe veșnice. Nu vă grăbiți, nu vă deschideți gura în grabă. Nu luați decizii pripite, pentru că noi plătim odată și odată tot ce consumăm. Fiecare cuvânt pe care îl rostim, într-o zi îl vom plăti. Fiecare decizie pe care o luăm, toate le vom plăti. Va veni la sfârșit Dumnezeu cu nota de plată și ultimul cent îl vom plăti. Sara este umilită și disprețuită de un adolescent făcut de slujnica ei. Ea nu mai poate controla situația. Și disperată cere ajutor soțului ei. Vă aduceți aminte ce îi spune Avram? Avram îi dă mână liberă, asta însemna că își respecta nevasta și o iubea. Și îi spune: fă ce vrei. Fiți atenți și a răspuns Avram, omul lui Dumnezeu: fă ce vrei. Niciunul dintre ei n-a mai putut controla situația. Niciunul dintre ei n-a mai putut controla situația. Atunci când faci răul, nu-l mai poți controla. Și răul începe să mănânce, să înghită. Și înghite tot ce e bun, înghite. Și la un moment dat vrei să-l oprești, să-l arunci, să-l extermini. Și nu ai nicio soluție. De atunci și până astăzi există un conflict permanent între arabi și evrei. Între Ismail și Isaac. Și aceasta doar datorită unei decizii a unei femei care de obicei a fost sfântă și credincioasă. Și datorită unui bărbat care de obicei a știut când să spună da și nu la nevoile soției lui, dar de data aceasta n-a mai avut discernământ suficient. În această dimineață, Cristi și Andreea, am vrut să vă prezint această lecție de viață a unor oameni care în primul rând au devenit coproprietari asupra celuilalt, în al doilea rând au avut foarte multe crize, însă în al treilea rând și le-au rezolvat. Cum? Cu Dumnezeu. Stimată Biserica Domnului Iisus Hristos, aș vrea acum în încheierea mesajului meu să mă îndrept spre dumneavoastră și spre viața noastră de căsnicie, de familie și să întreb: în ce măsură am rămas fideli angajamentului de la început să rămânem coproprietari asupra celuilalt, timp în care noi îi dăm jumătate din viață celuilalt? În ce măsură? În ce măsură suntem conștienți de crizele care apar și suntem responsabili de ele? Le identificăm așa cum un program antivirus identifică virusii care intră în computer și spun: paum, 5 virusi și trebuie să-i distrugi. El îi identifică. În ce măsură avem acest antivirus familial să identificăm virusii care pătrund în casele noastre și care vor să uzurpe relația dintre mine și soție și dintre părinți și copii? În ce măsură avem acest program antivirus, acest filtru? Și în ce măsură avem programul care să-i distrugă? Ce soluție avem la crizele care apar? Cearta? Asta nu este soluție. Reproșurile? Asta nu-i soluție. Observați că Sara nu reproșează nimic lui Avram. Biblia nu prezintă nici măcar un singur reproș. Avram a meritat deseori, sau rare ori, să îi se facă reproșuri. Sara de asemenea a meritat. Dar nici Avram, nici Sara nu procedează așa.
în ciuda slăbiciunilor lor manifestate, au avut puterea să revină și să rezolve cu Dumnezeu crizele lor. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, care duminică de duminică lăsați pe Domnul, prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt, să vă instruiască conștiința pentru responsabilitățile vieții, familie, relația cu soțul, Dumnezeu, relația cu El, biserica și toate celelalte domenii, dimensiuni ale existenței noastre, care sunt importante, unde dăm examenele vieții pe care le pierdem sau pe care le câștigăm. Vă cer în această dimineață să vă opriți pentru o clipă și să realizați că suntem oameni și deseori greșim. Dumnezeu este în stare să repare greșelile noastre și să ne ofere o a doua șansă mereu și mereu. Divorțul n-a fost niciodată o soluție, aceasta este soluția diavolului. Avortul n-a fost niciodată o soluție, aceasta este soluția diavolului. Cearta, bătaia, scandalul, reproșurile, spun lui mama și lui tata, aceasta nu e niciodată o soluție, este soluția diavolului. Avram și Sara sunt un exemplu al unei familii care, deși au traversat crize, momente grele, slăbiciune ale partenerului, au avut puterea să revină și într-o unitate desăvârșită între ei și Dumnezeu să-și rezolve crizele vieții și Dumnezeu să-L numească pe Avram tată tuturor credincioșilor. Cristi, începe o istorie nouă cu Andreea. Cum te va numi Dumnezeu când se va termina istoria asta? Acum încă n-ai făcut nimic, nici bine, nici rău, dar vei face. Ce vei face? Andreea, începe o istorie nouă, de soție, mai târziu de mamă. Acum n-ai făcut nimic, nici bine, nici rău, e curat, e alb, caietul e liber, nu e scris nimic în el. Dar când se va termina, ce va fi scris în el? Tu știi ce va fi scris în el. Neprihănire, respect, iubire, iertare și o căsnicie fericită și demnă. La aceasta să vă ajute Dumnezeu pe amândoi. Și să vă dea harul alături de tot poporul Domnului, să trăim cu demnitatea pe care o au doar copiii născuți din nou, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Oameni care acceptă pentru viața lor de familie standardele hărții lui Dumnezeu, se duc după indicatoarele lui Dumnezeu, nu după indicatoarele lumii. Perversiuni, plăceri, aventuri extramaritale, ceartă, fiecare cu portofelul lui, tot felul de indicatoare și de reclame mari. Ne cheamă astăzi și pe noi, oamenii care venim la biserică. În ce fel ne oprim? În ce fel manifestăm autocontrol? În ce fel ne uităm doar după indicatoarele Duhului Sfânt și după indicatoarele Bibliei? Rămânând niște oameni înfrânați, care mergem înainte, repetând drumul pe care a mers Hristos, Domnul. Bărbați și femei, frați și surori, sunteți chemați astăzi să manifestați înfrânare și demnitate. Și să trăiți după indicatoarele lui Dumnezeu, pentru că nu mai este mult și se va întoarce cel care a pus indicatoarele să-i răsplătească pe cei care le-au respectat. Acolo vom fi și noi și tânăra pereche și Dumnezeu să ne ajute și pe noi și pe ei. Amin. Corul va cânta, iar noi toți ne vom pregăti pentru ceremonia de cununie care va urma imediat.